Stejarii vor începe în martie lupta pentru Cupa Mondială din 2023, iar în bătăliile pe care le vor da pe teren pentru biletele de Franța vor purta echipamente cu mesaje puternice. Pentru jocurile de acasă, tricourile colorate sunt inspirate de benzile cu supereroi menite să scoată în evidență forța, curajul și voința. În deplasare, ruibiștii vor îmbrăca tricouri albe care aduc aminte de portul tradițional și de strămoși. Sper ca poveștile pe care le poartă aceste tricouri să fie niște povești care să le dea aripi și să putem să discutăm în 2022 de o calificare bine meritată a echipei naționale la Franța, în Franța 2023. Sperăm să îl purtăm și meci, nu numai la prezentări. Noi am mai spus, deja am mai făcut niște poze pentru competiție în el și este foarte, foarte mișto. Amândouă sunt la fel de frumoase. Cel colorat este mai futurist, așa mai... Îți ia ochii dacă te uiți la el, ăsta alb este mai simplu, dar amândouă sunt frumoase și foarte comode. Președintele Alin Petrache și jucătorii naționalei care au prezentat noul echipament nu au putut uita nici în acest moment cea mai mare problemă, situația stadionului Arcul de Triumf, casa rugby-ului în ultimele decenii. MTS încă nu a răspuns afirmativ cererii FRR de a primi în folosință pentru 49 de ani stadionul, iar lucrurile sunt blocate, asta cu toate că bate la ușă campania pentru Cupa Mondială, iar Naționala nu are un stadion pe care să-și desfășoare meciurile de pe teren propriu. Ne-am dărâmat, așa cum am spus, singur stadionul, ne-am făcut noi singur proiectele, noi am făcut această minunată arenă, bineînțeles cu bani publici ai statului român. Nu mă gândesc neapărat din punct de vedere, teamă ruibiștului nu i-a fost niciodată. Avem niște valori cu care am crescut, avem niște valori pe care le-am îmbrățișat de fiecare dată ca și sport, dar avem o anumită frustrare. Hotărârea de guvern, în nota de fundamentare, scrie clar Federația Română de Rugby cedează acest teren pe perioada construcției, urmând ca la încheierea acestei construcții să revină folosință gratuită 49 de ani Federației Române de Rugby. Nu știu dacă am fost înțeles de fiecare dată corect, nu ne dorim administrare, nu ne dorim proprietate, dorim ca acei 49 de ani folosință gratuită pe care i-am avut de fiecare dată să-i avem și de data aceasta. Eu sper să fiu sănătos, să fiu selectat, să, dacă mă antrenez bine și antrenorii au încredere în mine, poate să joc și meciul și sperăm să fie pe Arcul de Triumf, pentru că aici este casa noastră și aici am dat majoritatea punctelor pentru echipa națională.